mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Sunt multe zile pe care Dumnezeu le rânduiește în dreptul fiecăruia dintre noi. Eu înțeleg că 4 zile sunt fundamentale, de o importanță majoră, maximă. Prima zi este ziua în care ne-am născut. Ziua aceea este o zi atât de importantă încât evenimentul cel întâmplat în ziua aceea, ziua respectivă, este marcată de fiecare dintre noi, o sărbătorim în fiecare an și o numim ziua în care ne-am născut, ziua noastră, cam așa o numim. Când vorbim între noi, când vrem să aflăm acest detaliu, întrebăm: și care e ziua ta? Și sigur, la această întrebare, răspunsul e ziua în care ne-am născut, data respectivă. Această zi este consemnată și prinsă într-un certificat pe care îl avem acasă, un act care până la urmă consemnează identitatea noastră, este vorba de certificatul nostru de naștere. Este foarte importantă ziua nașterii. O altă zi, foarte importantă și ea, este ziua în care vom muri. Nu multe zile din viața unui om sunt consemnate în acte oficiale. Ziua nașterii este consemnată într-un act oficial și ziua morții este consemnată într-un act oficial. Aceia care am pierdut pe cei dragi dintre noi știm că a trebuit să predăm certificatul de naștere și în loc să primim un certificat de deces, în care este consemnată de asemenea o dată, ziua în care cel care are numele pe certificat a plecat dintre noi. Ziua morții. Această zi a morții va veni cu siguranță și în experiența noastră de viață. În cursul vremii o vom întâlni și noi cei prezenți. Mai există apoi o zi extrem de importantă și ea, numită în Scriptură ziua judecății. Ziua aceea a judecății este o zi universală, o zi care va pune împreună pe toți oamenii. Dacă de născut și de murit murim și ne naștem când este rânduit fiecăruia, când e vorba de ziua judecății, ziua aceasta are aceeași dată pentru toată omenirea, ziua judecății. Și mai există o zi despre care în această dimineață vom vorbi. Este ziua cercetării. Locul din Scriptură pe care l-am citit aduce în atenția noastră această zi, și anume ziua cercetării. O zi foarte importantă și ea. A spune că această zi a cercetării are o importanță mai mare decât ziua morții și decât ziua judecății. Pentru că în ziua cercetării se hotărăște dacă sufletul nostru va fi mântuit sau nu. În ziua cercetării se reface relația cu Dumnezeu sau nu. În ziua cercetării se pecetuiește destinul nostru etern. Ce se întâmplă la moarte, ce se întâmplă la judecată, este doar o consecință, un ecou a ceea ce s-a întâmplat în ziua cercetării, în ziua mântuirii.